Salutare! Astăzi vin cu cel de-al doilea episod din săptămâna Windows. Continuăm să vorbim despre istoria acestui sistem de operare și parcurgem primii 15 ani de existență, cu bune, cu rele și cu foarte multe schimbări. După 4 ani de muncă, pe 20 noiembrie 1985, Microsoft lansa Windows 1.0. În acele vremuri, Windows era complet diferit de ceea ce este astăzi și nu era nici pe departe un sistem de operare. Era doar o interfață grafică pentru MS-DOS, sistemul de operare al celor de la Microsoft, dar venea cu câteva chestii inovatoare pentru acele vremuri. Cea mai importantă funcție a fost apariția mouse-ului ca și mod de interacțiune cu calculatorul, dar și suport limitat pentru multitasking folosind ferestre. Unii au acuzat Microsoft că vrea să bage pe gât mouse-ul când prea puțină lume avea așa ceva conectat la PC, dar nu asta a fost cea mai mare problemă a Microsoft, ci faptul că Steve Jobs, cofondatorul Apple, l-a amenințat personal pe Bill Gates la telefon că îl va da în judecată pentru că i-a copiat software-ul și așa a și făcut Apple, a dat în judecată Microsoft pentru copierea interfeței grafice, motivând că, luat ca un tot, Windows 1.0 semăna cu sistemul Mac. E bine de spus însă că și Apple s-a cel puțin inspirat de la Xerox pentru interfața grafică a Mac, dar na, cum v-am zis și ieri, good artists copy, great artists steal. Windows 2.0 a venit pe 9 decembrie 1987 să rezolve problemele pe care le avea Windows 1.0. Cum am spus și ieri, în Windows 1.0 nu se puteau pune ferestrele una peste alta. Windows 2.0 a rezolvat această problemă și a venit cu două butoane noi, Minimize și Maximize. Tot aici apare pentru prima dată suportul pentru monitoare VGA. În 16 culori, ce-i drept. De asemenea, în această versiune a fost introdus control panel-ul, unde sunt unificate toate setările pentru sistemul de operare. 6 luni mai târziu, Microsoft lansează un update cunoscut sub numele de Blaze sau Windows 2.1. Acest update avea suport pentru procesoarele 286 și 386 de la Intel. Nici de data asta Apple nu s-a putut abține, dând din nou în judecată Microsoft, pentru că, spuneau ei, sistemul de operare Windows, văzând ca un tot, seamănă cu sistemul de operare de pe Macintosh. Apple a pierdut procesul, dar gâlceava dintre cele două companii, deși încheiată oficial acum 20 de ani, încă mai persistă și astăzi prin mici înțepături plasate în reclamele celor două companii. Era să uit, Windows 2.0 l-a și el ca o interfață grafică peste DOS și va fi așa până în anul 2000, când se lansează Windows ME, dar despre el vorbim către final. În anul 1990, mai exact pe 26 mai, vede lumina zilei Windows 3.0. Este prima versiune de Windows care are cu adevărat succes și care se poate bate de la egal la egal cu interfața grafică a celor de la Apple. Printre cele mai importante funcții noi este un management mai bun al memoriei și, atenție, abilitatea de a rula programe scrise pentru MS-DOS într-o fereastră, lucru destul de complicat de realizat până atunci. Tot în această versiune apare pentru prima dată Solitaire, jocul care avea să dea bătăi de cap multora, mai ales ziua. Cu această versiune apare pentru prima dată pachetul Multimedia Extensions cu suport pentru plăci de sunet, cum ar fi Creative Labs sau Blaster Pro sau unități CD-ROM, care devineau din ce în ce mai populare. Aceste funcții au fost introduse mai apoi ca parte a sistemului de operare, mai degrabă decât ca un pachet separat. Pe 6 aprilie 1992 se lansează Windows 3.1. Acest sistem de operare a fost primul de la Microsoft cu suport pentru fontul TrueType și pentru grupuri de lucru. De asemenea, este și primul Windows unde se putea instala, opțional ce-i drept, suita TCP/IP. Tot pentru prima dată, în Windows 3.1 se puteau muta iconițele și fișierele prin drag and drop după bunul plac. Windows 3.0 era limitat însă la 16 MB de memorie RAM, dar Windows 3.1 putea accesa până la 4 GB, deși nu știu cine avea atâta memorie pe atunci. Tot în această versiune apare și Windows Registry, dar și Command.com pentru a lansa programe. Windows 3.1 a fost disponibil pe dischete de 720K, 1,2 MB sau 1,44 MB, dar și pe CD-ROM, fiind prima versiune de Windows distribuită pe CD-ROM. A existat și o versiune specială pentru grupuri de lucru, dar și versiune multimedia, ce conținea un player video integrat. De notat e că această versiune însă nu a ajuns pe piață. Și aici facem o pauză. Normal, acum ar trebui să vă spun despre Windows 95, dar nu voi face asta. Vă voi spune despre Windows NT, New Technology, un proiect paralel al Microsoft dezvoltat împreună cu IBM, care voia să creeze o arhitectură separată de Windows-urile bazate pe DOS. Aceste sisteme de operare erau targetate către mediul business,
dar aveau cerințe de sistem semnificativ mai mari decât versiunile DOS-based. La început, Windows NT a fost dezvoltat de Microsoft împreună cu IBM sub numele de OS/2, dar mai apoi companiile s-au separat din cauza unor neînțelegeri, IBM continuând dezvoltarea OS/2 singură. Prima versiune de Windows bazată pe noua arhitectură a fost Windows NT 3.1, lansată pe data de 27 iulie 1993. Deși era prima versiune, i-au zis 3.1 pentru a merge în paralel cu fratele său DOS-based. Ca și interfață, cele două sisteme de operare sunt aproape identice, tocmai pentru a nu crea confuzie între utilizatori. De fapt, au creat. Microsoft a spus că Windows NT 3.1 era tot Windows, ceea ce era adevărat, doar că era regândit și cu cerințe de sistem mult mai mari. Asta vă spun eu. Ca să vă faceți o idee, Windows NT 3.1 cerea minim 16 MB de memorie RAM, pe când Windows 3.1 simplu mergea fără probleme și pe sisteme cu 4 MB de memorie. Asta a făcut Windows NT să rămână un proiect oarecum secundar, destinat mai mult mediului business și serverelor. Este și prima versiune de Windows care include o ediție server. Aș putea să vă spun mai multe despre Windows NT, dar mai adaug doar apariția sistemului de fișiere NTFS. Vă spune ceva? Dacă nu vă spune ceva, mergeți în My Computer, dați click dreapta pe partiția C, sigur, dacă aveți Windows, și veți vedea acolo că scrie NTFS. Veți afla în episodul al treilea de ce scrie NTFS și nu FAT32 sau DOS. Aoleu, era să uit. Asta e prima versiune de Windows în care apare BSOD-ul. Nu trageți în mesager, nu eu l-am pus acolo. Lansat pe 21 septembrie 1994, Windows NT 3.5 este un update la Windows NT 3.1. Acesta vine în două versiuni, Workstation și Advanced Server. Este prima versiune în care numele fișierelor pot fi de până la 256 de caractere. De asemenea, avem multe optimizări pe zona software, dar și al consumului de resurse. Pe 24 august 1995, istoria Windows avea să se schimbe odată cu apariția Windows 95. Cea mai mare schimbare a fost interfața grafică. Pentru prima dată, Windows 95 avea o interfață grafică complet nouă care putea rivaliza de la egal la egal cu sistemele de operare de la Apple. Aici își face apariția pentru prima dată butonul de start împreună cu meniul de start. Interfața din Windows 95 nu a fost parte a proiectului la început, ci a fost parte a proiectului Cairo, un sistem de operare bazat pe NT, care ar fi fost viziunea Microsoft asupra viitorului, dar care nu a mai văzut lumina zilei din cauza cerințelor exagerate pe care le avea. Este prima versiune de Windows, doamne, de câte ori trebuie să zic asta, cu suport extins pentru plug and play. Pui un hardware și merge, sau pui și nu merge, apoi dă BSOD. O să vă explic despre plug and play mai multe, dacă vreți, în comentarii. La un an după lansarea Windows 95, pe 31 iulie 1996, apare și fratele său din familia NT, Windows NT 4.0. Acesta rula aceeași interfață grafică din Windows 95, dar era orientat spre mediul business și servere, ca și strămoșii săi. Era cu mult mai stabil decât Windows 95, dar nu putea fi folosit ca sistem de operare pentru uz casnic, din cauza că multe jocuri și programe care aveau nevoie de DirectX nu puteau rula cum trebuie, pentru că Windows NT, fiind gândit pentru business, nu avea toate componentele DirectX și multimedia. E bine de știut că Windows NT 4.0 a fost inițial doar un update de interfață grafică pentru Windows NT 3.5 și că inițial acesta ar fi trebuit să fie Windows Cairo, dar am zis, despre Cairo vorbim cu altă ocazie. Este ultima versiune de Windows care să se numească NT. De atunci, ele numindu-se Windows 2000 sau, mă rog, vorbim în partea a treia pentru că deja ne lungim. După succesul răsunător al Windows 95, serios, în America oamenii s-au bătut să pună mâna pe o copie de Windows 95, Microsoft lansează la 18 martie 1998 Windows 98. Cele mai importante funcții noi sunt suportul pentru periferice USB, un nou model pentru scrierea driverelor, suport mai bun pentru rețele și multimedia și plug and play. Windows 98 este prima versiune de Windows care oferea update-uri online regulate. Puteți vedea pe ecran acum o căsuță de gen. Windows 98 mai este cunoscut și pentru faptul că a dat BSOD în timpul unei prezentări în care Bill Gates
arăta cu mândrie cât de ușor este să instaleze un scanner pe noul sistem de operare. Scannerul a vrut să se instaleze săracul, dar Windows 98 nu, așa că a rezultat un BSOD de toată frumusețea în direct la televizor. Încă un motiv pentru ca Apple să facă mișto de Microsoft, dar toate aceste probleme au fost rezolvate, se pare, în 1999, când apare Windows 98 Second Edition. Ne întoarcem la familia NT. În anul 2000 apare Windows NT 5.0, cunoscut publicului sub numele de Windows 2000. Ca și predecesorul său, din păcate, tot către business a fost targetat. Avem însă suport mai bun pentru plug and play, un nou model de drivere luate din Windows 98 și drivere preinstalate pentru imprimante și alte periferice. Este și prima versiune de Windows recunoscută la nivel mondial ca fiind foarte stabilă și fără prea multe erori, ecrane albastre și alte chestii. De asemenea, este și prima versiune de Windows, mamă, chiar am zis-o de multe ori chestia asta cu prima versiune de Windows, dar așa e, care suportă ferestre transparente. În fine, nu e corect ce am spus, suporta, dar nu le și avea transparente. Windows 2000 a fost lansat pe data de 17 februarie 2000 și acesta putea rula orice software scris pentru Windows, chiar și jocuri și programe DOS, fără niciun fel de probleme. Ar mai fi chestii tehnice de zis, dar nu vreau să vă plictisesc cu ele, așa că să mergem mai departe. În anul 1999, Microsoft începe lucrul la două proiecte separate, dar care aveau același scop, să aducă Windows în era multimedia. Atunci apăreau pe piață tot mai multe camere digitale, MP3 playere, CD playere, etc., iar Microsoft voia ca PC-ul să fie în centrul acestei revoluții digitale. Așa s-a născut Windows Millennium și un alt proiect despre care vă spun cu altă ocazie, pentru că nu a văzut lumina zilei. Windows Millennium este bazat pe arhitectura DOS, pe care au fost bazate toate sistemele de operare precedente, mai puțin cele NT, și vine cu o serie de funcții noi, cum ar fi Windows Media Player 7 sau Windows Movie Maker. De asemenea, avem un suport mai bun pentru DirectX și încă niște chestii multimedia, dar care au fost toate umbrite de faptul că Windows NT a fost cel mai mare eșec al Microsoft. Dădea peste odești când îi puneai un banal CD din unitatea optică și nici nu vreau să-mi imaginez cum făcea când îi băgai un scanner. Atât de mult au fost BSOD-urile încât utilizatorii au numit Windows ME nu Millennium Edition, ci Mistake Edition. Și aici ne oprim cu istoria Windows. După insuccesul răsunător al Windows Millennium, Microsoft era într-o mare dilemă. Windows-ul pentru utilizatorii casnici devenise instabil și mai toată lumea fugea de el. Era momentul ca Microsoft să dezvolte un sistem de operare complet nou, care să aducă capabilitățile multimedia din Windows ME, dar și o nouă tehnologie stabilă, robustă și mai ales blândă cu resursele calculatorilor de pe acele vremuri. Despre el, noul sistem de operare, despre istoria Windows din 2001 până astăzi, în episodul următor. Pa!